Bună ziua! Suntem de la Editocnița și oferim serviciul flori pentru tine. Stimate domn, cunoaștem că astăzi este ziua dumneavoastră de naștere. Și cu acest prilej, deja intuiți cine sunt autorii surprizei. Da, da. Asta, fetița și cu nepoței. Și cu jinele și cu soțioara. Din partea celor mai dragi și scumpe persoane care vă iubesc foarte mult și după cum am înțeles că v-au promis o surpriză frumoasă, așa a spus Monica, da? Aceste flori sunt pentru dumneavoastră. O șampanie și tortă și mai are fica dumneavoastră o un cadou, așa. Da, asta lui Monica. Monica, ia vină cu ala nona. Vină cu oricică. Dacă tu ești ajutorul mamei, uite aici mai sunt cadouri pentru, și pentru tine și pentru surioara ta. Și asta tu îi duci lui Monica, da? Astăzi este ziua dumneavoastră, dar să știți că e o sărbătoare pentru toată familia. Și ei cu toții vă transmit următorul mesaj. La mulți ani, scumpul meu tătic, soț și bunic. Îți rut fruntea încrustată de griji și mâinile obosite de muncă. Mă închin în fața ta, iubite tată, pentru a-ți reda o părticică din recunoștința și mulțumirea mea enormă față de tot ce ai făcut și continui să faci pentru mine. Îți mulțumesc că m-ai învățat cum să mă port, cum să vorbesc, cum să reușesc în viață și cum să-ți port numele cu onoare. Datorită ție și mamei am speranța, înțelepciunea și credința să fiu cinstită cu cei din jur și cu mine însumi. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat cei mai buni părinți din lume. Și de ziua ta, scump tătic, soț și bunic, ne rugăm Domnului să-ți dea în dar sănătate, putere și bucurii de la noi. Îți purtăm o iubire nemărginită. La mulți ani, semnează fica Veronica, ginerele Pierangelo, nepoții Monica și Marcu și, bineînțeles, soția Maria, care cu toții vă iubesc foarte mult și vă spun la mulți ani. Și sănătos și ne și stâlp. Așa să ne ajut așa cum tu ne ajut. Ne aduci cafea în pat cum ne aduci. Să avem încă. Te avem alături lângă noi. Încă 30 de ani, dacă ai trăi, apoi gata, tot gine. Cui stăruiem. Și deoarece suntem în ajunul sărbătorii de 8 martie, să știți că copiii dumneavoastră, nu, sigur că nu, și mai bine spus este din partea ginerului acest buchet de flori care vă felicită cu 8 martie. Mulțumesc frumos! Mulțumesc tare frumos! Veronica, vin în care Marculina cu doamna Ptini, copii, ești scump tare! Te vin în micuța și doamna Ptini te pate! Vin în catuța! Te-am crescut de 3 țară. Sunt născut, mănică, și te-am născut. Sunt și sănătoși, singuri și sănătoși. Și să știți frumos cum sunteți. Și dă, Doamne, și să faceți bucurie la lume cum ne-ați făcut și nouă. Și gata, atâta noi dorim. Și după Pierangelo sănătate, mult, mult băiet tare, cu minte băiet mai avem. Și scump tare, tare, Pierangelo sănătate, ție, îi dă papa, Pierangelo și sănătos. Ne vedem, ne poate visarul, ori mâine. Sănătate multă. Și noi am venit cu o surpriză pentru Monica. O jucărică de acum, gata, da, frățiorul ne-a ajutat, i-a dat-o. Pentru 8 martie, Monica. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Hai, vin cu așa! Vin cu așa! Hai, spune-mi, lui tante, mulțumesc! Vii mai aproape? Hai, grație!
Rele în viață sunt de ajuns, dacă plângi tu, plângi pe ascuns, mă. Rele în viață sunt de ajuns, dacă plângi tu, plângi pe ascuns, mă. Mai iei cât un păruț, dar nu uiți să ne săruți, dar nu uiți să ne săruți, tată. Uneori mai strigi la noi, dar nu-mi plăm-plăm și goi, dar nu-mi plăm-plăm și goi, tată. La necaz și bucurii, tu ai tată, doi copii, mă. La necaz și bucurii, tu ai tată, doi copii, mă. Tata iur, o trei piați. Fură? Ia așa din coceți. Eu? Ia așa. Mai rapid. Eu se. Și din nou foie. Da, la. Cu ea, dar nu cu eu. Tine când ne vezi, tată. Ne spui vorbe de dor, dar ades în locul lor, mă. Nu ne spui vorbe de dor, dar ades în locul lor, mă. Mâna tu pe cap ne-o pui și mai dragă vorbă nu-i, și mai dragă vorbă nu-i, tată. Mai mult taci decât vorbești, dar noi știm că ne iubești, dar noi știm că ne iubești, tată. Mâna tu pe cap ne-o pui și mai dragă vorbă nu-i, și mai dragă vorbă nu-i, tată. Mai mult taci decât vorbești, dar noi știm că ne iubești, dar noi știm că ne iubești, tată.